81,53% este procentul de promovabilitate la evaluarea națională în județul Hunedoara, înainte de depunerea contestațiilor. Rata de promovabilitate este sub media națională, dar rezultatul este mai bun decât în anii precedenți, spun reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara. Din cei 2.588 de candidați prezenți, 2.110 au reușit să obțină medii mai mari sau egale cu 5, astfel înregistrăm un procent de 81,53% față de 75,2% procentul mediilor mai mari sau egale cu 5 înregistrate în anul școlar precedent, iar în urmă cu 2 ani procentul a fost de 75,64%. Puțin peste 91% dintre elevii clasei a 8 au participat la etapele evaluării naționale și chiar dacă 450 dintre aceștia nu au obținut nici măcar nota 5, s-au înregistrat și note de 10, dar o singură medie de 10 pe județ obținută de o elevă din Hațeg. Precizez faptul că am avut o elevă de la Liceul Teoretic I.C. Brătianu Hațeg care a obținut media 10, și note de 10 la nivelul județului. În acest moment avem mai multe, mai exact la limba și literatura română 4 note de 10 și la matematică 19 elevi au obținut nota maximă 10. Îi felicităm, ne bucurăm pentru ei, pentru că au obținut aceste rezultate, le dorim mult succes în continuare, așteptăm rezultatele finale. Rezultatele finale se vor afișa în data de 30 iunie, iar în perioada 4-11 iulie se pot completa cererile de înscriere la licee, iar oferta este generoasă, mai declară reprezentanții Inspectoratului Școlar, inclusiv pentru elevii care nu au obținut media de promovare a evaluării naționale. Avem 33 de clase la nivelul județului Hunedoara, dintre care 7 sunt clase de învățământ dual, diferența de 26 sunt școală profesională. Vestea bună este că nu există o limită minimă de admitere la liceu, deci nu este exclus ca pentru ocuparea locurilor din clase să fie admiși la liceu și elevii care au obținut medii mai mici de 5.